tataia a avut mai mulți frați. Eu știu doar de unul dintre ei. Din ceilalți, de ceilalți știu de n-am auzit. Tataia a fost unul dintre cei mai mici. A fost. Deci ăia sunt precedenți. Că tataia l-a făcut măsa până la 40 de ani. Deci destul de târziu. Pentru o femeie de la țară, e cam complicat. În sfârșit, aici pe el e șef. Era cam șef pe acolo, știi? Ah. Dar ce frăță a avut pe pușpătinul ăsta? Și cum e natura umană? Ah. Era un profesor. Deci a avut un frate profesor. Profesorul se mutase în București normal. Și stătea și el singur în casă. Și avea multe căpți. S-au dus zărănii ăștia fără să dea pula de nou. Oricum a murit de până la 50 și ceva. S-a trufocat la creier. Nu știu, pula mea, cred că vrea să descopere ceva, dar să stea singur așa. Și n-a reușit. O să-i zic cu ăla, ce dragă de bine așa de acolo. Deci frate, o fata aia, un munți, ceva. Pe, e ort. Și zic, bă, eu am descoperit ce mi-a descoperit, dar uite, nu pot să recunosc. Așa nu-i place nici ceva. Dar de profesor nu-i de vreo două ori. Nu prea era interesant profesor pentru aia că... Ce? Era plictisitor ce cumva. Se zicea ăștia pe la aia. Nu prea făcea bancuri. Nu. Că nu mi-a zis nimic. N-avea nicio aventură. Atât a zis ea. Băi, scrie și eu într-o casă. De-aia mică și avea multe cărți acolo. Ce impresie a avut sărania? Păi avea cărți aruncate peste tot. Păi a când intra la aia. Că a făcut câteva vizite pe sopiți. Ce până că ăla. N-are damigene de vitale. A, poate băga și el ceva la. Cărți. Sau... Era profesor, nu știu ce fel de profesor, nici măcar nu mi-au dat amănunte. Îți dai seama, și nu-i interesa. A, eu vreau să aflu mai multe amănunte, dar nu pot să întrebări. Că de fapt nici ei nu știau, nu-i interesa. Ce era interesant, după ce plângea ăștia, mai avea și ăsta un frate, deci tot frate de rădut aia, care era curvar. De ăsta m-a aflat mai multe amănunte. Și plângea după. Săracul curmar, a murit la 45 de ani. Zicea, bă, era un bărbat frumos. Se îmbrăca bine. Se ducea pe bunii barcea câtea de mici. Face, mamă, câte femeia lui ăla. Dar s-a topit. Zicea, bă, s-a topit, săracul. De la atât de agacici. Zicea, aolă, săracul curmar. Curvar. Ăsta era muncitor, dar era curvar. Și era frumos, se îmbrăca bine la mântul, alea. Deci, apoi ce bine se îmbrăca și ce gagici mișto avea. Și s-a topit. A zis, bă, femeile astea, ce a făcut ăla? Faceau-lă curvarul. Deci, într-o contrapondere, profesorul. Nu stătea singur acolo, cu cărți multe, aruncate pe jos, peste tot. Ziceau, ce era la ăla? La curvarul. Bă, și plângea ăștia după curvar. Aolo, curvarul, mamă, ce frumos era curvarul. Ce a făcut calea? Aolo, curvarul, aolo, curvarul.